Salut! Bine v-am regăsit pe canal. Astăzi suntem din nou cu golful meu. În urma comentariilor pe care le-am avut de la voi, am înțeles că ar trebui să facem și o mică prezentare, să zicem, un pic mai detaliată, nu în sensul tehnic, ci în sensul în care să vă arătăm mașina puțin mai în detaliu, diferite, nu știu, să spunem, caracteristici și chestii de la ea. Acum, lucrurile astea le vom face de la următoarele clipuri integrat. Deci nu o să mai fie clip separat cu prezentările, dar n-am vrut să-l ștergem pe Marius de pe grup. Salut, Marius! Așa că, na, trebuie să facem o chestie separată, el nefiind aici acum. În continuare, evident, vă mulțumim foarte mult pentru like, share, subscribe și tot ce mai faceți pentru noi pe canal este extraordinar și ne bucurăm foarte mult că interacționăm. Și, fără să mai prelungim, haideți să mergem la detaliile mașinii. În primul rând, una dintre cele mai importante caracteristici după mine este motorul. Și astăzi vă vom prezenta acest Golf 5, pe cum știți. Motorul este evident un TDI, pentru că așa ne place nouă la români. Ăsta este un 2.0 TDI cu o singură axă cu came, cod motor BMM pentru cine e mai interesat de detalii. 2 litri, 4 cilindri, turbinat, motorină. Ce pot să vă zic, ca să nu fiu foarte tehnic legat de motorul ăsta, este că este un motor fiabil, da? Este un motor care are grijă de tine dacă ai grijă de el. Putere decentă, zic eu, 140 de cai și respectiv 320 Nm cuplu. Exemplarul de față are undeva la 260 și aproape 268.000 de kilometri, da? Da, este întreținut bine, nu are în prezent nicio problemă, să sperăm că se va menține așa. Și mai mult, nu știu ce să vă zic despre motor, este tot în regulă, el este full stock în momentul de față. Modificările nu știu dacă o să fac prea curând, pentru că este un motor care mi se pare îndeajuns de potent pentru mine în clipa asta. Evident, am planul pentru el, cum vorbeam și cu Marius în clipul trecut, dar este ceva ce, în modul de față, acum, este mai mult decât suficient pentru ce îmi trebuie mie, așa că îl voi lăsa exact așa cum e. Evident, revizii la timp și reparații în caz de se întâmplă ceva, asta vă recomand tuturor. Deci, întotdeauna faceți reviziile la timp, este cel mai important lucru. Cel puțin uleiul, întotdeauna. Dotările pe care le are mașina, e o mașină destul de aproape de full option, dar nu este niciun caz full option. Da? În cazul de față avem farurile normale cu halogen, mai există o versiune care are lupă, da? Acestea nu sunt cele cu lupă, există cu lupă și halogen și există și cele cu lupă și evident xenon, da? Care au sistemul de autonivelare al luminii. Astea sunt cele mai basic faruri, practic, sunt halogen cu reflector, dar au spălătoarele, deci interesant, cine a avut mașina înainte a făcut un spec destul de interesant cu chestia asta. În continuare, legat de jante și suspensie, astea sunt niște schimbări pe care fostul proprietar le-a făcut înainte. Le-aș fi făcut și eu dacă nu erau deja făcute, dar mi-a scos din treabă, ceea ce e foarte tare. Jantele sunt niște versiuni OM de Golf 7. E o mașină care se comportă foarte bine pe drum, rămâne lipită de asfalt și în cele mai bruște curbe, ca să zic așa, și cele mai închise unghiuri, dar totuși nu-ți pedepsește foarte rău ficatul atunci când ai într-o groapă, deci este încă ok. Avem niște folii pe geamuri pe care le-a făcut fostul proprietar. Iar în continuare, ce avem pe spate, mai este iarăși kitul de bări, astea se pot specui diferit în funcție de mașină. Asta iarăși are kitul cel mai stock, în sensul în care mai există o fustă în culoarea caroseriei, asta nu este în culoarea caroseriei, chiar dacă e negru pe negru, nu se vede clar, dar este nevopsită partea de jos. Mai există versiunea de GTI cu țevile de evacuare vizibile, asta nu e modelul acela. Iar de asemenea și stopurile pot fi cele pe LED, astea sunt cele normale cu bec. Așa, mă rog, avem senzori de parcare prezente în schimb, pe fusta superioară a bării. Acum suntem în interior. Haideți să vorbim despre ce mare mașina asta ca și dotări. O să o luăm practic uitându-mă fizic la fiecare parte a ei, da? În spate, mă rog, ca să trăim cu spatele fiindcă e mai simplu, spatele nu are nimic special decât varianta de consolă cu aerisir, deci are și aerisir în spate. Față ce avem? În primul rând, geamurile sunt electrice, orice Golf are chestia asta, din ce știu eu, și cu impuls pe toate geamurile, iarăși cred că orice Golf are chestia asta.
Oglinzile sunt electrice și încălzite, dar sunt și cele care se rabatează electric. În cazul ăsta o să vă arăt acum. Da, deci din butonul de aici le putem rabata electric. De asemenea, oglinda dreapta, dar nu o să vă arăt acum chestia asta. Dacă bagăm așa rier și selectez oglinda dreapta, ea va coborâ și își va ajusta poziția astfel încât să pot vedea bordura. E destul de utilă chestia asta când vrei să parchezi foarte aproape de o bordură cu dreapta. Bun, sistemul audio, apropo că suntem aici la chestia asta, este cel cu 10 boxe, mă rog, 10 drivere în total, boxele nu sunt 10, cred că sunt 8, dar 10 drivere cam asta înseamnă. Asta înseamnă 2 per ușă, în fiecare ușă, și tweeterele din stâlpi. Blocul de lumini, iarăși, nu e foarte important să vi-l arăt, singura chestie de menționat este că are faruri automate, da? Deci are senzor de lumină, care acționează farurile automate, mai avem și senzor de ploaie pentru ștergătoare și senzor de parcare de care v-am povestit deja. Dacă acum își băgăm așa, cred că o să se audă acest bipăit care înseamnă că am activat senzorii de parcare. Clusterul din bord e unul normal de golf. Singura chestie care merită aici menționat este că avem ecranul mare din mijloc, da? Adică maxi dotul. Mai există evident și versiunea de golf cu ecranul cel care e jumate din ăsta și restul niște martori cu becuri. Da? Ăsta e cel mare. Iar pe consola centrală, ce putem observa aici este SD500-le, care este radioul stock al mașinii. Mi-am pus o scurtă perioadă de timp o navigație cu Android și am dat-o jos imediat, se auzea execrabil comparat cu ăsta. Dar mi-am făcut în așa fel încât dacă, de exemplu, îmi pun telefonul aici, da, pot să-mi pun navigația și muzica fără nicio problemă, îl ajustez cum vreau și arată practic la fel, plus că funcționează mult mai bine. Clima automată în două zone, iar și aproape orice mașină are chestia asta, mai ales din seria asta de golfuri. Ca dotări, mă rog, mai avem senzor de presiune în cauciucuri, dar nu funcționează pe principiul TPMS, e vorba de senzorul de ABS, da, deci calculează vitezele roților. Asta înseamnă că e un sistem ceva mai vechi, dar în același timp mult mai fiabil. Și mai avem aerisirea asta din dreapta, care la unele golfuri e o poliță. Mie mi se pare complet inutilă, preferam să am polița, dar mă rog, aia e, pur și simplu e acolo. Și ultima chestie care cred că merită menționată este trapa, o puteți observa aici. Ea funcționează în două feluri, putem să rabatăm partea din spate a ei, cum observăm aici, sau putem să facem în așa fel încât să o dăm cu totul la o parte. Asta funcționează complet electric, evident, poate fi închisă și din cheie, în cazul meu nu și deschisă din cheie, dar cred că lucrurile astea se pot coda, de obicei la mașini din grupul VAG sunt un fel de combinații de genul ăsta care se pot coda. Fraților, asta a fost prezentarea, sper că v-a ajutat să vă faceți o idee puțin mai bună asupra mașinii, poate vă ajută la eventuala achiziție a acestei mașini. Eu vă recomand din suflet Golf 5, acum pot să vă zic și din experiență chestia asta. Le găsiți între 4-5 mii de euro, ușurel cu dotările puțin mai multe, cum e exemplarul ăsta. Dar dacă nu aveți nevoie de atâtea chestii, chiar puteți să le găsiți 2-3 mii de euro super ușor. Mi se pare o mașină foarte fiabilă, nu e nicio rușine că e ieftină, ușor peste medie și care își face treaba foarte bine. Eu sunt mulțumit la maxim de ea. Recomand dacă aveți bani să nu luați diesel, să nu luați diesel, dar sunt niște probleme cu motoarele turbo-benzină din era asta la ele și de-aia n-am vrut să-mi iau, de exemplu, 2.0 TFSI-ul. Însă, dacă aveți, în general, de făcut drumuri lungi, nu prea mergeți prin oraș, cum sunt eu, cu mașina, un TDI că ăsta este extraordinar. Anyway, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și vom vorbi în următorul clip. Salut!